Terenul de sport de la Mireșu Mare este în mâinile muncitorilor care vor crea alte condiții pentru orele de sport ale elevilor. Primarul din Mireșu Mare spune că este vorba de un teren multifuncțional și care va putea fi folosit nu numai de elevi. Câtă vreme ține programul școlar, este destinat copiilor. După orele de program, liber la program tuturor celor care vor să facă mișcare într-un mod organizat. Terenul de sport va avea două intrări, unul din curtea școlii și unul din curtea dispensarului, încât să nu avem discuții și dispute pe această temă. În afara programului de școală, tinerii din comună vor putea juca mini-fotbal, volei, tenis, handbal și basket. Terenul va avea nocturnă și va fi acoperit cu gazon sintetic. Lucrările se fac cu bani de la bugetul local. Ioan Mătieș a afirmat că este doar una dintre multele investiții care s-au făcut sau se fac în comună. Știe că nu s-au pierdut vremea, nici primarul, nici viceprimarul, nici oamenii din primărie, s-au pierdut vremea în ăștia 4 ani de zile. Mai trebuie spus că termenul de finalizare a lucrărilor este foarte apropiat, o parte acestora fiind deja efectuate.